Virginia. Da. Este foarte deranjat și se vede asta, Robby. Dacă dispare Patrick și, bineînțeles, că luptă și se apropie mai mult de tine, dar dacă dispare Patrick dintr-o dată din peisaj, o să mai fie la fel de interesat? Știu. Patrick. Da. Dar, bine, cred că Patrick a apărut, deranjul pentru Patrick, cred că a apărut acum, recent. Mă gândesc că dorința lui de a mă recuceri nu a fost datorită lui Patrick, sau cum să zic. Adică inițiativa a fost acum, dacă continuă doar din cauza asta, nu știu. Da, n-avem de unde să știm. Bine, o să te rog să nu-l liniștești la hotel. Stai liniștit că eu nu. Nu, vreau să te comporți absolut, nu normal, că ai trebuit să-i spui adevărul, să nu intri în detalii. Da? Nu, doamna, nu o să fac asta. Cu scopul iubirii, nu? Evident. Atunci pot face Evident. Treaba asta. Doar ca să-l vedem dacă face ceva. Avem timp. Am vorbit și cu Alexandra despre gagea. Cam același lucru, așa. Dar în locul... A, tot tu erai. Da. Ești lu gagea. Dar nu meriți o primă ceva. Ba da. Vrei niște suc? Sau pahar e bun, doamne. După sandwich e bun și suc. Bine. Cam atât, Patrick. Poți să te duci acasă. Altceva nu mai avem. În agenda. Da, vrei, nu? În agenda. Nu, dacă vrei să vorbești azi cu mi-am făcut treaba. Foarte bine. Foarte bine. Mai mult eu. Și tu, la psiholog. Dacă vrei să vorbești cu Virginia, să, nu știu, să-ți gătească ceva mâine, habar n-am. Vedem până mâine, mai vedeți, este un noapte. Puteți face împreună, habar n-am. Faceți voi ce mâine. Da. Dar dacă se leagă ceva... Ce ați auzit de Robby cu pumnii în pereți pe acolo? Mă duc repede dacă e. Rezolv și pe el, nu-i stres. Nu, că faceți echipă foarte bună. Împreună. Și da, ați putea avea niște beneficii din partea noastră. Nu materiale. Nu. În sensul în care tu ai putea să primești mai mult cașcaval, iar tu dacă vrei ceva, nu știu. Cașcaval? Cașcaval. Iar tu, Virginia, dacă vrei, nu știu, vreun ruj, vreun luciu, cam da? Da. Și vreau parfum. Nu, că voi folosiți n-alea scumpe și noi n-avem buget atât de mare. Bine. Da. Poți merge la tine acasă. Vreau să le spui că e foarte important ce am vorbit. Am primit ceva greu pe suflet și nu vă pot da încă vestea. Este confidențial și evident că n-ai cum să spui. Bine. Super! Pa. La revedere! Aveți încredere Roberta. În Patrick. Ce? Din păcate chiar am încredere în Patrick. Da? Da. Din păcate zic. Da. Nu știu de ce. Chiar am. Dar nu știu. Păi dar nu aveți când avea Lenuța. Ne-am schimbat rolurile. Nu mai are ea încredere în el și am eu. Mai facem și noi cu schimb așa câteodată. Bamboleia, bamboleia. Ce faci, Patrick? Ce ai făcut în partea cealaltă? Misiuni din partea doamnei Andreea. Ce mă dor urechile. Misiuni din partea doamnei Andreea. Ce misiuni în viața mea? Activitățile de mâine. Ce vom face? Hai, liniștește-te, Rebecca, te-ai liniștit? Păi nu, doamna Teandră, nu e corect. Denisa se dusă de două ori. Julie-l văzut pe vreau Robert, toată lumea a văzut și eu nu. Să protestezi? Păi, da, chiar nu sunt mai... Faci o cerere. Nu mai vorbesc deloc. A, așa protestezi. Da. Aluma, Rebecca nu mai are voie la albunii o săptămână. Așa. Păi nu, dar pe bune, nu e corect. Toată lumea stă și vede și eu nu. Nu e corect. Aici. Nu. Nu, că stau aici, că Giulia e plecată, poți să stau. Dar tu vrei să par gelos sau ești gelos? Dar de ce mă întrebi? Nu știu, întreb, așa se întreabă. Vreau să spui de ce. Păi, ce s-a întâmplat? Simplă întrebare. Hei, unde e Antoni? Simți ceva? La mine nu-i. Ce să simt? Mai. Protestează. Nu, era o simplă întrebare. Am cerut voi la baie, doamne. Ce face Antoni? Dacă ai întrebat întrebarea asta. Ieșam, că mă plășbisam. Antoni, hai, vino până aici, că protestează Rebecca. A zis că nu o să mai vorbească în emisiune și nu ne dorim asta, unii dintre noi. Bună întrebare, Giulie. Ce fac, mă? Patrick, nu trebuie să fii supărat acum. Pentru ce s-a discutat. Asta este, faci ce ți s-a zis și gata. Pe mine m-a șocat un pic, dar aia e. Uite, Virginia are puterea să zâmbească, te rog. O să te conducă ea, o să te ajute ea. Sper să dormi bine, Virginia. Eu? Încerc.
Dacă e nevoie și aveți de lucrat la planurile astea, vă trimitem la același hotel. Aulă, ce mulțumesc! Doamna Andreea! Doamna Andreea, vreți să vă spun ceva? Ce scrie? Doamna Andreea, pot să vă spun ceva? Stai numai un pic, nu întrerupe acest moment de pasiune maximă. Rămâi acolo, Alexandra. Rebecca, vino și așează-te la loc. Antoni, rămâi acolo. Pe bune? Da, un pic, hai că am o treabă. Ce vrei de la viața mea? Ce scrie pe faia aia? Nimic interesant. Vreau și eu să știu. Porecle. Porecle. Ne-a pus Robert porecle la toți. Tu ce porecle ai? Tatuatul. era logic. Tatuatul? Nici nu se știa. Patrick nu prea a fost de acord cu ce i-am spus, dar până la urmă a fost. Nu vreau să stau foarte mult la discuții să te conving, vreau doar să repezi după mine. Poți? Cerc. Te rog. Te rog. La ce bine, dar nu vreau să te uiți la mine, leșim. Vreau să te uiți la Rebecca. La Rebecca. La Rebecca. La Rebecca. 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 Ce se întâmplă? Vreau să repezi după mine. Doar mă auzi, nu te mai uita la mine, nu mai trage cu ochiul la mine. Uită-te la el. Nu uit. Ce? Rebecca. Bă, uită-t. Rebecca. Nu-mi place, vreau la secundă. Ce se întâmplă? Rebecca. Rebecca. Așa. Vrei. Vrei. Să. La date. Da. Da, nu mă lăsa arăt. Două date-uri date în acea zi? Ce fac? Două? Tocmai am zis că nu vorbim despre asta. Care e al doilea? Doarme. Păi, bravo! Gata! Glumă! Gata! Bun, Antoni, Rebecca, mergeți la date de două zile. Mulțumesc! Gata, acum puteți să stați unde vreți. Da. Ce e așa amuzant? Ei, și-au spus și eu o glumă. Cărmează-te. E liniștit acum? Da. Bun, imediat ce filmările ne vor permite, îți merge la date. Imediat? Da. Okay. Mulțumim, doamna Andreea. Mulțumim. Cu mare drag. Trebuie să te gândești la altă surpriză, acum nu mai merge treaba cu florile. Și mai bine, că dădeai atâția bani pe niște flori care se uscau. Da, Andreea, dar m-am gândit foarte bine. Cumpără ceva să rămână amintire de la acest prim date. M-am gândit foarte bine, chiar mă gândisem foarte bine că aveam un fel de flori mai speciale. A, bine, atunci fă ce-ți dorești tu, nu știu, dacă ai timp până... Găsesc eu soluția. Da. Virginia? Da. Îți țin pumnii. Patrick? La fel. Te rog. Ai căscat sau ai oftat, Robi? Amândouă în același timp. Am înțeles. Deci să înțeleg că iar nu poți să respiri? Nu pot, am un junghi aici, doamna Andreea. Se numește Patrick. Doamna Andreea, pot să vă spun ceva cu mâna pe inima asta care mă înțeapă? Da, inima e aici pe mijloc, un pic mai sus, ușor stânga, trage stânga, aici, dar e pe mijloc. Aici. Da. Am încredere în Virginia. Ce ai zis? Are încredere în Virginia. Dar în Patrick? Cum? În Patrick ai? Nici nu trebuie să am încredere în Patrick. E de ajuns să am în Virginia. Păi în grădină spuneai că... Dar nu în grădină, pe conexiune de dimineață a zis că n-are încredere am în mine. Am făcut eu mișto de voi. Hai, lasă, aha, că acum o dai... E, să nu facă și ei mișto de tine, Robi. Oare? Păi la câte glume faci, Robi, poate ți se întâmplă și păi ție o glumă. Păi și am și o întrebare, pot. Da? Că... Când? Nu. Da. Zi, Virginia. Deci, a zis Julia. Poți să spui tu? Ca să spui exact cuvintele cu vagabondul. Zi, deci, Julia. Bine, a zis... Deci, am zis, știi că a fost faza cu bă, sunt prea vagabond pentru tine, nu vreau să te fac să suferi. Da. Iar eu am venit cu întrebarea mea care nu ți-a convenit. Că nu vreau să te fac să suferi pe tine, dar pe Virginia o fac. Da. Așa. Care e ideea? Că nu înțeleg. Și că tu ai zis că lasă că tu nu suferi. Eu nu sufăr. Așa. Păi și cum care e întrebarea? Care? De ce ai zis chestia asta? Ca să o calmez. Pe mine? Da. Cum adică?
Nu știu de ce a zis, nu știu ce voia să scoată în evidență, că s-a dus și pe la masa de biliar și tot așa, că a, că vrei, nu vrei să mă faci pe mine să sufăr și nu știu ce. Nu o să sufere Virginia. Am zis așa, făceam mișto, nu... Păi bun, dar tu ai zis ca și cum, înțeleg bine, că tu nu vrei să fii cu Giulia pentru că ai face o să sufere, că ești tu vagabond. Da, ai înțeles foarte bine, bravo. Păi deci tu de aia nu ești cu Giulia, că ai face o să sufere. Bingo. Păi... Nu, câteodată Robi folosește cuvinte doar de dragul de a le folosi. Ei, da. Păi eu să știu, da. Să înțepe, să atace, să rănească, dar nu știu de ce. Păi acum pe cine să oprească să un subiect pentru că tu puneai niște întrebări și l-ai constrâns într-o... Cumva nu știu, deci eu am impresia că Giulia crede că atât de mult o vreau încât nu știu ce să... Iar o dai în altele. Eu glumeam acolo cu tine, vreau să te fac să treci din starea asta de...